În numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Fraților, mă simt mic, nu vreau să fiu ipocrit, dar când s-a cântat cântarea aceasta, m-am întrebat pe mine. Am mulțumit eu totdeauna lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, pentru lucrurile bune și cele care nu mi s-au părut totdeauna bune? I-am mulțumit lui Dumnezeu pentru oamenii care m-au șignit, prin care Dumnezeu a pus să mă smerească, pentru oamenii care m-au vorbit de rău și vă spun că n-am făcut totdeauna așa, deși uneori m-am rugat pentru ei. În literatura de specialitate, un scriitor italian pe nume Alinos Gedus, în Nopțile Antice, vorbește de un rob pe nume Antrocle. Era un refugiat care s-a refugiat undeva în Africa să nu fie prins. Acolo a întâlnit un leu care stătea întins, avea ceva, un ghimpe foarte mare în labă. I-a scos ghimpele afară, l-a vindecat și leu l-a urmat pas cu pas. În cele din urmă, acest Antrocle s-a fost prins, a fost dus la Roma și dat la lei. Leul era acolo și spre uimirea tuturor, când leii s-au repezit, leul care i-a scos din piciorul lui bucata și țeapa, s-a așezat la picioarele lui Antroclos, i-a lins mâinile și istoria spune că împăratul l-a eliberat pe acest om, pe acest rob și toată viața leul i-a fost credincios. Fraților, în Scriptură, așa cum am auzit, scrie așa: binecuvintează suflete al meu pe Domnul și nu uita niciuna din toate binefacerile lui. Un om al lui Dumnezeu a spus așa, mi-a plăcut și mi-am notat: a venit bunăstarea, mulțumește lui Dumnezeu și bunăstarea va fi temeinică. A venit nenorocirea, mulțumește lui Dumnezeu și nenorocirea se va curma. Pentru cuvântul nou din seara aceasta, aș vrea să iau una din evangheliile care s-a citit astăzi în Sfintele noastre biserici, din Luca capitolul 12, vom citi la versetul 13 și rog pe Emi să ne ajute cu tehnica. Unul din mulțime i-a zis lui Iisus: învățătorule, spune fratelui meu să împartă cu mine moștenirea noastră. Omule, i-a spus Iisus, cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor peste voi? Apoi le-a zis: vedeți, păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Și acum începe pilda care s-a citit. Și le-a spus pilda aceasta: țarina unui om bogat rodise mult. El se gândea în sine și zicea: ce voi face, fiindcă nu am unde să-mi strâng roadele? Iată, a zis el, ce voi face: îmi voi strica grânarele, voi zidi altele mai mari și acolo voi strânge multe roade și toate bunătățile mele. Apoi voi zice sufletului meu: suflete, ai multe bunătăți, strânse pentru mulți ani. Odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Dar Dumnezeu i-a zis: nebune, chiar în noaptea aceasta ți se va cere sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi? Tot așa se încheie Evanghelia, este și cu cel care își adună comori pentru el. Și nu se îmbogățește în Dumnezeu. Amin. Eu vreau să vă spun că eu îl văd pe acest om bogat ca unul dintre noi care suntem aici. Ne-a mers bine, salariu în fiecare lună, am putut aduce mașini din străinătate, firma a mers și așa mai departe. Și am spus: suflete, poți să trăiești bine, ești prosper, mănâncă, bea și te veselește. Vreau să știți că omul acesta, ca și noi, a avut trei mari probleme
În loc să se întoarcă, să mulțumească lui Dumnezeu, să se închine lui Dumnezeu, s-a întors numai spre El. Și iarăși spre El. Și iarăși spre El. Voi lua pe rând foarte scurt cele trei probleme ale lui. Unu, se gândea doar la sine. Auziți, apar cuvintele. Mie, ale mele, asta e gândire egoistă. Mi-a dat Dumnezeu pentru mine și ai mei, pentru mine și ai mei. Scriptura spune așa, foarte două versete citesc. Împarte-ți pâinea cu cel flământ, adă în casa ta pe cel nenorocit. Dacă vezi un om gol, nu-i întoarce spatele. Și Psalm spune așa, cine dă celui sărac, împrumută pe Dumnezeu. Sfântul Vasile cel Mare spunea cam așa, omule, pantofii care sunt în plus la tine în casă, haina care e în plus, nu e a ta, ia săracului dezbrăcat, tu te și dă-o. Am citit, am fost totdeauna fascinat de viața lui Maica Tereza, această profesoară din Iugoslavia care a plecat în Calcuta. Am multe întâmplări cu ea, dar se spune că a mers o familie foarte săracă, cu mai mulți copii, nu mâncase de multe zile, au zis de ea și a dus un sac de orez. Și a mers, s-a bătut la ușă, i-a văzut alungiți la față, galben, și a spus, Dumnezeu m-a trimis aici. Femeia gardă a spus, Maica Tereza, numai un pic, pune-mi jumătate aici în sacul ăsta și așteptați 2 minute. A așteptat Maica Tereza 1 minut, 10 minute, aproape o oră. Femeia a venit înăuntru și a întrebat-o Maica Tereza, dar unde ai fost? Aici la 10 case există o casă cu mai mulți copii ca ai mei, nici eu, nici ei n-au mâncat de multe, multe zile. Ascultă-mă, dragă, fericirea nu e să locuiești într-o casă mare, să ai multe lucruri, ci fericirea stă în iubire, în cât te pot jertfi pentru alții, în cât îi pot binecuvânta. Vreau să știți că jurnalul fericirii scris de părinte Nicolae Steinhardt s-a creat, știți unde? În închisoarea din Aiud. El acolo a fost binecuvântat de Dumnezeu și a binecuvântat alți oameni. Ceea ce vreau să semnalez în seara aceasta e gândirea noastră egoistă pentru mine, pentru familia mea, pentru ai mei. Ascultați-mă, vă rog, omul egoist se roagă numai pentru el. Doamne, mie să fie bine, familiei mele. Omului Dumnezeu cu adevărat împarte darurile lui și împarte rugăciunile lui pentru alții. Și concluzionez acest gând scurt ca să fiu foarte la subiect. Dacă Dumnezeu ți-a dat binecuvântări materiale, ascultă-mă, binecuvintează pe alții, fă-le dar și la alții și vei fi și dumneata binecuvântat. Dacă l-ai aflat pe Dumnezeu și spui că îl cunoști pe Dumnezeu, du-i și pe alții, luptă-te și pentru alții să-i duci pe calea mântuirii. Eu vă spun așa și nu mi-o luați în nume de rău. Suntem la capătul vremurilor, fraților. Suntem la capătul vremurilor. După convingerea mea, probabil suntem ultima generație și să gata lumea aceasta. Nu vreau să vă speriați niciunul, dar vreau să vă treziți și să ne pregătim și să ne punem viața în ordine. Eu am 2 lucruri pe pământul acesta, ce mi-am petrecut, planii mei. Să mă apropii în fiecare zi de Dumnezeu să slujesc și pe cât mai mulți oameni să iau de mână din ea și să-i duc în raiul lui Dumnezeu. Asta e mulțumirea și pasiunea sufletului meu. Primul gând, nu fii egoist, omule, ca bogatul acela, ci fii unul care te uiți la Dumnezeu și mulțumești. Și apoi te uiți la alții care așteaptă binecuvântarea de la Dumnezeu prin tine. A doua problemă acestui bogat, cea noastră, și-a pus încrederea în averea, în poziția, în bani, nu în Dumnezeu. Auziți-vă, suflete, ai casă, ai masă, ai salar, ai multe pentru mulți, mulți ani. Am auzit povestea unui rabin, rabinului preotul sau evreiesc. S-au dus 2 evrei, s-au certat ca omul ăsta de la pământ. Și fiecare din cei 2 frați spunea, e pământul meu, ăsta e pământul meu. Rabi, vino și fă pace între noi. Și rabi a spus,
Eu mă rog lui Dumnezeu, apoi pun urechea pe pământ și întreb pământul, a cui ești? Voi face asta, mă voi ruga lui Dumnezeu și apoi voi pune urechea și pe pământul tău și pe pământul care spune al tău și ce îmi va spune pământul? Rabi s-a rugat, a venit, a încenunchiat, a pus urechea pe pământ și pe unul și pe altul. Și amândoi frații spuneam, ce ți-a spus Rabi pământul? Și Rabi a spus așa, pământul mi-a spus așa, nu-i nici al tău pământul, nu-i nici al tău, și amândoi sunteți al lui și în curând veți merge în el. Dragii mei, n-avem fiecare, iertați-mă, nu vreau să fiu pesimist, decât atâta pământ nevoie decât doi pe doi. Dar ce vreau să vă spun, că tot ce ai dumneata nu e a dumii tale, ești doar administratorul. Ca să țineți bine minte ideea aceasta, am citit despre Tony Campolo. Tony Campolo este un sociolog american, undeva la 75 de ani, un om al credinței, de altfel, mitropolit de la Cluj vorbea despre dânsul. Și acolo, la America, se spune că a fost o conferință de doamne, de 5.000 de doamne. Și doamna care era la pupitru a spus, cutărică dintre noi merge la operație, costă 5.000 de dolari și să strângem banii ăștia. Și îl rog pe domnul Tony Campolo să roage pentru banii ăștia. Și îl invită la pupitru, cum i-am invitat pe frați, și domnul Tony Campolo spune, nu vreau să mă rog. Foarte frustrăcită doamna, dar domnul Tony Campolo a spus așa, doamna președintă, am o rugăminte, luați o tavă mare și dați-o prin sală. Și vă rog așa, doamna președintă, băgați bine mâna în buzunar, în poșetă, vedeți ce aveți acolo, și puneți bani. Și rog pe tot ei să pună. A dat tava prin sală, s-au strâns vreo 5.000 și ceva de dolari. Apoi Tony Campolo a venit la microfon și a spus așa, Dumnezeu are toți banii din lumea aceasta. Dar știți unde ține Dumnezeu banii? În conturile și în pormoneele noastre. Ascultă-mă, dragă. Dacă ai casă, mulțumește-i lui Dumnezeu pentru ea. Dacă ai salar, dacă ai cont în bancă, nu uita, ești doar administrator la toate lucrurile acestea. Și într-o zi, Dumnezeu mă va întreba, cum ai administrat puținul pe care ți-a dat. Dar ceea ce eu vă spun așa, nu-ți lega inima de nimic din lumea aceasta. Există o singură valoare reală, e Hristos. Leagă-ți inima de El, leagă-ți viața de El și cu tot ce e mai bun în tine, în fiecare zi, slujește-L. Și asta îți va aduce bogăție veșnică. Și-a mai avut o problemă, acest bogat. Privea viitorul prin prisma plăcerilor egoiste. Biasupete, mănâncă, veselește-te. Ascultă-mă, sufletul nici nu bea, nici nu mănâncă. De-a lungul anilor mei am stat cu tot felul de oameni care au trecut prin bogați, săraci, prin tot felul de ipostaze. Și am întrebat așa, domnule, am stat de vorbă cu Iisus, de exemplu, am întrebat, domnule, ești fericit? Domn, părinte, ce vorbești dumneavoastră? Câte grijă am eu aici? Am stat cu oameni care au trecut prin beții, prin orice. Și am zis, ești dumneavoastră fericit? Dragii mei, Fericit Augustin spune așa, Dumnezeule, sufletul nostru a fost făcut pentru tine și el nu găsește odihnă până când nu te găsește pe tine. Blaise Pascal, filozoful și chiar francez, a spus așa, în inima omului există un gol de forma lui Dumnezeu și ascultă-mă, până nu-L pui pe Dumnezeu acolo, poți să ai măriri și ranguri, să te culci pe pat de aur, dacă nu-L ai pe Dumnezeu în inimă, tu n-ai nimic. N-ai nimic. Recunoștința însemnează să te întorci pe Dumnezeu și să spui, Doamne, pentru tot ce sunt, îți datorez eu ție. Dar eu vreau să vă spun așa. Eu am 54 de ani, mulți înainte. Dumneavoastră aveți alții mai mulți, alții mai puțin ca și mine. Eu nu știu câți ani îmi va da Dumnezeu. Nu știu. Nu știu nici câte luni. Eu mi-am propus să nu mai trăiesc în ani și luni. Eu mi-am propus să trăiesc în clipe. Și mi-am propus așa,
ca fiecare clipă să o trăiesc la intensitate maximă pentru Dumnezeu și împărăția Lui. Vreau să știți că într-o clipă se pot face lucruri mari. În clipa asta te pot întoarce cu mintea spre Dumnezeu. În clipa asta poți mulțumi Dumnezeu. Vă dau trei exemple din Scriptură. Într-o clipă, un tâlhar de pe cruce, într-o clipă, a primit mântuirea și a spus: pomenește-mă, Doamne, când vei veni tu împărăția ta. O femeie cu scurgere de sânge bolnavă, într-o clipă, s-a atins de Iisus și a fost vindecată. O femeie gârbovă, 18 ani a fost așa, dar Iisus a pus mâinile peste ea și într-o clipă a fost vindecată. Ascultă-mă, nu știu câți ani, dacă socotești din ani, poate vor fi mulți sau puțin, și luni, dar clipe pot fi multe. Eu te rog așa, chiar din seara aceasta spune: Doamne, clipa asta ți-o dau ție, din clipa asta mă întorc de tine și apoi ajută-mă ca fiecare clipă să o trăiesc la intensitate pentru tine și împărăția ta. Închei mesajul meu cu trei concluzii foarte scurte. Mulțumirea este o modalitate de a-ți exprima recunoștința și recunoașterea. Recunoașterea lui Dumnezeu, unu, ca sursă a tuturor binecuvântărilor. Ascultă-mă, pâinea, morcovii, oxigenul, aerul, tot ce ai vine de la Părintele Lumilor. Nu uita să-i mulțumești. El e rădătorul. Doi, când mulțumești, înțelegi că Dumnezeu e stăpân la toate și poți să spui ca dreptul eu, indiferent ce crezi, prin ce treci: Domnul a dat, Domnul a luat, numele Domnului fie binecuvântat. Dar când mulțumești, înțelegi mai mult că Dumnezeu e stăpânul tău. Și dacă e stăpân, El merită viața și merită tot ce ai. Când Titanicul s-a cufundat, mi-a plăcut istoria lui. S-a întâmplat așa, vă spun un episod de acolo. O parte din oamenii care erau pe Titanic au putut să, pe diferite vârne, pluteau prin Atlantic. După 4 ani, a fost o întâlnire cu supraviețuitorii. Și un tânăr a spus așa: eram pe Atlantic, eram pe o pârnă și reverendul John Hepper era pe o altă pârnă. S-a uitat la mine și a spus: tinere! Ești al lui Dumnezeu, ești mântuit. Și m-am uitat la un cer. Ce înseamnă asta? Tinere, ceamă-L pe Dumnezeu în tine. Dăruiește-te lui Dumnezeu. Și l-a dus pe John Hepper și l-a dus din nou lui Dumnezeu. Tinere, ești mântuit, ești al lui Dumnezeu. Și a spus din nou: ceamă-L pe Dumnezeu în tine. Și el, tânărul, a spus, după vorba aceasta, John Hepper a plecat în fundul adâncului. Dar eu sunt ultimul rod al lui John Hepper. Și eu sunt aici. Eu n-am fost credincios, m-am dus și m-am botezat la Biserica Ortodoxă și de acum înainte sunt membru a Bisericii lui Dumnezeu. Dragul meu, întrebarea întrebărilor e așa: ești tu al lui Dumnezeu? Umbli tu pe calea lui Dumnezeu? Și vreau să vă spun că examenul examenului e următorul. Dacă în ziua aceea Dumnezeu va spune: bravo, fiule, ai trăit pentru mine. Fraților, putem lua toate examenele în lumea aceasta. Dacă în ziua aceea, marele examinator, iertați-mă Dumnezeu, nu te va poate vreo și va spune: bravo, fiule, eu vă chem în ziua aceasta și predica nu pentru noi, în primul rând pentru mine, să ne smerim înainte lui Dumnezeu, să lăsăm orice gândire egoistă, să spunem: Doamne, am fost egoist. Doar pentru mine și ai mei. Acum, Doamne, mă întorc pentru tine. Doamne, mi-am pus încrederea în poziția, în banii mei. Doamne, îți mulțumesc pentru ele. Te-am pus încredere în tine. Doamne, vreau ca clipele vieții mele să-ți le dau ție. Dacă vom face așa și vă chem să facem așa, în ziua aceea Dumnezeu va spune: bine, slugă bună, peste puțin ai fost pus la zalău. Intră în bucuria stăpânului meu. Te voi pune peste multe, fără să fie Domnul.